prieteni, bine ați venit sau revenit aici, pe canalul meu de YouTube. Încep cu un oftat pentru că, da, dacă ieri în vlogul de ieri, fiind marți, astăzi este miercuri, vă spuneam că totul decurge bine și că lucrurile s-au așezat și toate cele, ei bine, astăzi nu mai așa, pentru că ieri, aseară mai exact, Sorin și-a scrântit piciorul și l-a luxat sau ceva de genul. El n-a simțit durere sau ceva așa, dar acum are piciorul atât glezna, deci efectiv se simte foarte rău, nici măcar nu poate să conducă pentru că nu poate apăsa cu piciorul stâng. Acum este la doctor, aștept să vină să vedem ce a rezolvat. Merge destul de greu, știu doar că aseară și-a pus gheață, a luat ceva de durere. Și tot nu era bine dimineață, pentru că el a fost gheață dinainte să se umfle, acum s-a umflat foarte rău. Este la doctor să vedem ce îi recomandă să facă, dacă are nevoie de repaus, dacă poate să meargă în picior și să-i dea un... Da, și acum este la doctor să vedem ce rezolvă. Îmi pare rău că în vlogul de ieri nu am mai apucat să-mi iau la revedere de la voi și să vă mulțumesc că sunteți alături de mine, dar după așa situație n-am mai avut timp și nici nu mi-ar dea să mai intru să vorbesc aici. Ideea e că nu știu dacă v-am zis în vlogul de ieri, dar astăzi vreau și trebuie să facem cumpărături pentru noi. Nu știu dacă o să mai mergem toți sau să mă duc numai eu sau vedem ce o să facem. Sau mă duce el cu mașina și stă în mașină și eu fac cumpărăturile, dar trebuie să fac cumpărături pentru mine, pentru că s-a golit frigiderul foarte, foarte mult. Nu știu cum e la voi cei cu copii, dar ai mei cer o grămadă de lucruri de mâncare. Ei nu mănâncă de 3 ori pe zi aceeași mâncare sub nicio formă. Trebuie să le diversific mereu. Vor anumite fructe, anumite legume. Cel puțin Ianis care știe și cere și eu trebuie să am stocul mereu făcut, să am frigiderul plin și să am din ce să le fac mâncare diversificată tot timpul. Deci Ianis nu mănâncă un fel de mâncare de 2 ori pe zi. Odată îl mănâncă și ziua următoare, dar în aceea zi de 2 ori nu. Și trebuie să am să îi dau tot timpul, deci la noi nu trebuie să se golească frigiderul niciodată, pentru că altfel îmi plâng copiii de foame, pentru că v-am zis, ei nu mănâncă un fel de mâncare de 2 ori pe zi. Și de asta am și de cumpărat soluții, am și de cumpărat mâncare, nu știu, v-am zis, nu știu ce o să fac, nu știu dacă ajung în toate supermarketurile la care eu aș vrea să merg astăzi. Deci nu știu cum o să fie în funcție și de cum se simte el, dar oricum vă țin la curent și dacă pot filmez, dacă nu, vedem ce o să facem, pentru că nu știu cum o să decurgă lucrurile. Cert este că întâi îl iau pe Ianis de la grădiniță, pentru că la mine este deja ora 11, Sorin nici nu a venit și nici nu pot să mai plec, că nu m-aș încadra și întâi merg să-l iau pe Ianis de la grădiniță eu, cu bebele, și după aceea poate la cumpărături sau nu știu, vedem cum o să decurgă totul astăzi, pentru că, vedeți, zilele chiar sunt imprevizibile. De fapt, ne propunem ceva și se întâmplă cu totul altceva. De asta mie nu îmi place să-mi fac planuri. Am așa multe chestii pe care nu vi le-am zis în legătură cu planurile. Nu îmi place să-mi fac planuri și mai ales să le mai și spun. Nu știu, am așa o chestie, pentru că de fiecare dată când fac ceva, deci când îmi propun ceva, deci efectiv nu se mai întâmplă acel lucru. Nu știu de ce, sunt eu mai negativistă sau nu știu cum se întâmplă lucrurile, nu știu, mă duc că începe bebele să plângă și nu vreau, poate are nevoie de ceva. Deși ușa e deschisă, dar nu știu de ce nu vine. Vorbim puțin mai târziu și vedem ce mă hotărâs să fac sau ce apuc sau ce am timp. Asta voiam să vă zic în legătură cu aseară, de ce nu mi-am luat la revedere de la voi. Am făcut cumpărături de 10 milioane. E coș din ăla mare, dar nu par multe pentru că am dat vreo 500 de lei pe laptele praf și Pampers. De asta o sumă mai mare, pentru că am luat lapte praf și Pampers. 4 cutii de lapte praf, 2 boxuri de Pampers, pentru că bebelușul bea mult lapte praf. Foarte mult. Pampers numărul 4, pentru că are 12 kg și nu trecem la alt număr. V-am zis că am luat aici 4 cutii de lapte praf. Ia tu laptele. Din ăsta numărul 3. Din ăsta abia până la 2 ani. Am luat aici 2 casserole de roșii. 2. Lapte din ăsta pilos cu 3,5% grăsime.
o din asta de chicken bites, ceva nuggets de pui, o pungă din asta cu ardei roșu, tapia, o din asta de spălat pe jos, așa roz, miroase foarte, dar foarte bine asta. Îmi vine să dau cu ea prin cameră. O caserolă de ficăței, de fapt am luat două caserole din asta proaspăt. Două caserole de ficăței de pui. O sticlă din asta de Fanta de struguri. Vanilie și ciocolată budincă pentru copii. O smântână cu 12% grăsime în variantă mică. Un fairy din ăsta baban, pentru că eu spăl multe vase. Două pungi de legume congelate, una cu ciuperci și una fără ciuperci. Doi castraveți din ăștia mari. Așa. Am luat aici ciuperci, pentru că eu folosesc ciuperci destul de des. Și am luat așa o caserolă, de data aceasta mi-am ales din astea mai micuțe, mi se par mult mai practice. Salam de asta de porc de la Dulano, îl știți deja la noi. Am luat două din astea de salam de porc de la Dulano. N-are mami nimic. O din asta de pulpe de pui din astea întregi, cred că 3 pulpe sunt. O din asta de burtă de vită, mai am una și vreau să fac ciorbă din două. Măsline fără sâmburi, am luat așa două borcane din astea negre, pentru că le plac copiilor. Am găsit la reducere această cremă de brânză mare de la 8 lei la 5 lei. Două din astea de clementine, mănânc amândoi copilași și le plac foarte mult, mandarine sau ciorfi. Încă o sticlă de lapte din asta de la Pilos, mare. Mi-am luat un balsam pe care vi-l recomand și vouă. O smântână cu 12% grăsime de la Pilos. Niște iaurturi, nu sunt iaurturi, niște fructe din astea de băut pentru copii, la înțelegeți voi. Așa, biocică de la Lupilu. Am luat aici un bax cu sticluțe de apă 6 din astea Bucovina pentru copilași, pentru că le rup capacele foarte des și după dau cu ele și curge toată apa în casă. Și le-am luat 6, pe asta am început-o, să-l și închidem. Am luat aici o pungă din asta de morcov și vreau să vă arăt ceva. A, un iepuraș aici foarte drăguț, pentru că vine Paștele. Încă o din asta de pulpe de pui, era să zic pulpe de porc. Pulpe de porc, doamne, pulpe de pui din astea întregi. Așa, ce mai avem aici? O sticlă de ulei, pentru că o sticlă îmi trebuie, nu folosesc foarte mult ulei. Două din astea de cappuccino. Știți voi, obsesia mea și e foarte, foarte bun și vi le recomand. Sorin, faci așa? Așa. Pierdu roșia, are o roșie în mână. O din asta de pufuleți cu alune de la Star. O punguță mică cu ridichi, să merg mai repede că nu mai au copiii răbdare. Două pungi din astea de făină albă. Așa, unt de arahide mănâncă Sorin. O punguță cu lămâi. 2 kg și ceva de mere golden delicios. Încă o sticlă de lapte, au fost 3 sticle de lapte. Un pomelo, le place copiilor. Ne-a zburat o roșie în coș. Un șampon micuț de aici, de la Sien, miroase bine. Sana, din asta cu 3,5% grăsime. Un salam așa cu crustă de piper. Ceva cu șuncă și ardei roșu de pui. Aici niște cărnăciori din ăștia. O din asta de bezele, n-am mai cumpărat de foarte mult timp. Să ții tu bine de ea. Banane. Aici din nou budinci din ăstea. Parcă au fost mai multe budinci, dar nu vi le-am arătat. Am scos tu din ele? A, mai e aici. Încă o din asta de budinci, știam eu că sunt mai multe. Încă o din asta de pui. Șervețele din astea umede. 5 pachete, parcă. Da, pentru copii 5 pachete. Mai am acasă și am luat decât 5 pachete. O din asta cu lipi integrale de la... Încă un Sana. Da, mami, gata, sori. O pungă cu avocado, stați că nu mai au răbdare. Aici sunt niște foietaje, aici tot niște foietaje, încă un Sana și două super mega body-uri drăguțe, 30 de lei, două body-uri cu mânecă lungă pentru domnul bebeluș, pe care trebuie să le spăl, că le-am tot târât prin coș. Gata.
în Lidl și am luat să aveam niște premii. Aceste alune cu barbecue, o făină integrală și am mai cumpărat eu, că uitasem, o cutie din asta de brânză foarte bună. E 40 de lei și are, nu mai știu, parcă v-am mai arătat-o, 1500, cu tot cu zer și 1 kg fără zer. Gata. Și din senic un sac cu cartofi din ăștia spălați, prespălați, 40 de lei, un sac așa mare. Am luat un bax de hârtie igienică de la Pofina cu 20 de role, să fie, să avem. Am luat aici o margarină Linco, fulga pentru copii, 4 sau 5 am luat. Sorina spăla mașina și eu m-am udat. Așa, în fine, un cașcaval din ăsta de Laco de Sandwich, îi place mult lui Anis. O soluție din asta să mai spălă oalele și toate cele, știți voi, dar am luat-o în varianta mică. Am luat aici o gran cucina, smântână din asta de gătit, să gătesc. Aici e fulga. Aici am mai luat o sticlă de Pepsi, din asta fără zahăr, pentru că n-am mai cumpărat și am zis să iau și eu una. Și în rest nu cred că am mai luat nimic, dar mâncarea asta pentru câini, pe care trebuie să o bag în mașină, și ați văzut jucărioarele copiilor. Gata, mi-am luat și ucul acela despre care vă vorbeam. Am mai dat pe el cu puncte 75 de lei. Deci, uitați, și are 28 de centimetri. Deci, parcă ziceți că este oală. Așa arată. Ia uitați cât de adânc este. În ăsta pot să fac mâncare. Ciorbă, nu, da, aproape. Deci, e foarte, foarte, foarte adânc. Oficial mi-am schimbat toate chestiile. Mai am oalele pe care nu vreau să le schimb acum, dar în viitorul apropiat. Deci, asta e bombă. Și tigăile și asta... Am acum să gătesc la greu în ele. Arată foarte bine. Mi-a luat-o Sorin fără să știu. Aveam de gând să-mi iau, dar nu acum. Dar s-a dus să alimenteze și mi-a luat și asta. Da, mersi, Bibi, că știu că te-ți la mine. Așa arată. Sunt foarte fericită când îmi cumpăr lucruri, chestii pentru bucătărie.